Sala sporturilor din Dej găzduiește în aceste zile semifinala turneului de volei masculin la juniori, gazda competiției fiind echipa de volei a liceului Alexandru Papiu Ilarian. Începând de ieri și până duminică, în fiecare zi se dispută câte 3 meciuri între echipele participante la turneul semifinal. Pe lângă Lapidej, la turneul din Sala Sporturilor de lângă Someș, participă CSM CSS 2 București, CSS Buzău, CSS Metalul Oțelul Roșu, BCML PS Piatra Neamț și CSS Dinicu Golescu Câmpul Lung Mușcel. Ieri au terminat meciurile învingătoare echipele din Buzău, Piatra Neamț și Lapidej. În funcție de rezultatul meciurilor se va stabili un clasament ale cărui prime două clasate vor obține biletele pentru turneul final. Celelalte 4 echipe care vor alcătui tabloul turneului final se vor stabili în urma turneelor disputate la Zalău și la Blaj. Echipa de junior a Lapidej țintește și în acest an titlul de campioană națională, după ce anul trecut tot în Sala Sporturilor din Dej a câștigat titlul național la cadeți. Și echipa actuală de cadeți a liceului Alexandru Papiu Ilarian din Dej participă la un turneu semifinal, cel de la Buzău, unde pe lângă echipa gazdă mai participă CVM, Tomis Constanța, LPS, Suceava, CSS Metalul, Oțelul Roșu și CSM CSS 2 București.